Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat miercuri programul Casa Verde Clasic, atât pentru populație cât și pentru persoanele juridice. Prin acest program, populația și persoanele juridice pot beneficia de finanțare prin administrația Fondului pentru Mediu, pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde regenerabilă. Populația poate începe pregătirea dosarelor de finanțare care vor fi depuse la sediile agențiilor pentru protecția mediului din județ de reședință, în sesiunea programată între 10 și 24 octombrie. Bugetul alocat pentru întreaga țară este de 94 de milioane de lei, din care 60 de milioane sunt destinate populației și 34 de milioane persoanelor juridice. Echipamentele finanțate pentru populație prin Casa Verde sunt panourile solare și pompele de căldură, cuantumul finanțării nerambursabile prin AFM fiind în funcție de tipul instalației. Astfel, până la 3.000 de lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare presurizate, până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer. Pentru accesarea finanțărilor prin Casa Verde, populația are de parcurs 5 pași, potrivit informațiilor furnizate de instituție. Pasul 1, depunerea dosarului de finanțare la Agenția Teritorială de Protecție a Mediului. Pasul 2, urmărirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare în program. Pasul 3, semnarea contractului de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu. Pasul 4, demararea lucrărilor. Pasul 5, depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanțare. Ghidurile de finanțare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea 1, ordinul numărul 1817 și ordinul numărul 1818 ale Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor. Mai multe informații se pot obține accesând site-ul administrației Fondului pentru Mediu.